Despre rolul major pe care l-au părinții în protejarea copiilor de anturajele nocive și de unele influențe negative ale internetului, a atras atenția și prea fericitul părinte patriarh Daniel în mesajele de binecuvântare transmise la început de an școlar. Astăzi, procesul educațional nu poate fi complet fără internet, însă nu trebuie să uităm că rețelele de socializare, aplicațiile sau jocurile nu pot înlocui cărțile. În contextul în care internetul face parte din ce în ce mai profund din viața noastră și mai ales a tinerelor generații, ca să nu mai vorbim despre copiii care acum se formează, internetul este așadar aproape omniprezent. În acest context se pune problema gradului de discernământ cu care ne apropiem de lumea virtuală. Uneori, această tentație a scufundării în lumea virtuală este extremă și cred că această tentație e direct proporțională sau invers proporțională cu vârsta persoanelor care accesează internetul. Așadar, cu cât mai mici sunt cei care accesează internetul, e vorba de copii mai ales, cu atât mai mare este riscul unei adicții, întrucât absența discernământului, absența răbdării, a cernerii lucrurilor care ne fac sau nu ne fac bine, absența unei astfel de viziuni mature, bineînțeles că poate crea adicția care reprezintă, bineînțeles, un foarte mare rău în viața celor tineri. Perspectiva bisericii asupra realității virtuale este una adecvată la realitate. Această realitate virtuală există, o folosim cu toții, dar responsabilitatea pe care o avem pentru cei mici care nu își pot explica și nu pot vedea limitele dincolo de care nu trebuie să treacă, este foarte mare. Invitația pe care biserica o adresează părinților, o adresează celor responsabili și care au într-adevăr această obligație de a-i ghida pe cei mici într-o zonă vastă și aproape lipsită de limite, este uriașă. Internetul este foarte util, el poate face parte din paradigma educației, nu putem astăzi lucra și nu putem oferi un act de educație adecvat la realitate fără internet. Însă apropierea noastră de el trebuie să fie una fondată pe moderație. Internetul nu trebuie să excludă cartea, lectura trebuie să rămână fundamentală în școală și în acest sens adicția copiilor de imagini, adicția copiilor de jocuri, adicția tinerilor de platforme de comunicare care provoacă, incită la vizionarea unor materiale video de cele mai multe ori nocive, este absolut necesară. Biserica noastră recomandă ca în toate aspectele vieții măsura noastră să fie echilibrul. Așa cum există perioade în care ținem post de mâncare, ne putem impune și un post de telefon, ecran sau internet. Este limpede că postul are multe registre. Nu vorbim doar despre post de alimente. E vorba de mobilizarea întregii noastre ființe atunci când ne angajăm pe calea postului, iar a posti de cuvinte, a posti de internet, a posti de telefon, da, sunt formulări absolut rezonabile, întrucât ființa umană astăzi și mai ales a celor mici este bombardată din punct de vedere mediatic mult mai mult decât acum un timp. Din această perspectivă, a lua o pauză de la accesarea lumii virtuale în favoarea implicării noastre în lumea reală, este absolut binevenită o asemenea pauză. Așadar, da, putem posti de telefon, ne face bine, putem posti de internet, firește că ne face bine, întrucât structura ființei umane este una orientată spre natural, spre realitatea concretă și nu spre cea virtuală. Aceasta s-a adăugat în ultimele decenii, dar granița dintre cele două realități trebuie bine sesizată și trebuie respectată. Să nu privilegiem realitatea virtuală în defavoarea realității concrete. Biserica utilizează internetul atât în lucrarea pastoral-misionară, cât și în cea educațională, administrativă sau social-filantropică.
Parohiile, protopopiatele și eparhiile Patriarhiei Române pot fi găsite astăzi la un clic distanță. Cea mai apreciată utilitate a mediului online rămâne însă, potrivit statisticilor, transmisiunea în direct a Sfintei Liturghii.